văzut că duceți pe rețelele de socializare o campanie împotriva actualului edil al municipiului Călăraș. Veți continua să faceți acest lucru? Nu o să mă opresc niciodată, vă dați seama că nu o să mă opresc. Sunt în stare să fac același lucru și împotriva mea dacă greșesc. Mă cert o să-mi continui această campanie, dar o să vin și cu soluții. Pentru că până acum se lucrează la un proiect pentru oraș și încercăm să schimbăm lucrurile, vom reuși până la urmă. Oamenii conștientizează că așa nu se mai poate. Cine concepe acest proiect al USR pentru Călăraș? Proiectul este coordonat de mine și are în componență niște puncte care sunt dezbătute de unii colegi pe competențele lor și oameni din societatea civilă. Și crede-mă că au ajuns destul de mulți să relaționeze cu noi. Este un lucru bun, înseamnă că societatea reacționează, nu mai doarme. Asta am reușit să fac cel puțin, să trezesc spiritul civic. E un lucru bun, nu? Cât de mult simțiți că cetățenii vor o schimbare? Păi puteți să vedeți și voi, când a ieșit domnul primar să dea trandafiri, vă puteți lămuri de acolo, nu știu de ce ar trebui să mă mai documentez eu. Da, eu prime semnale că oamenii vor schimbare, în mod cert, dar poate nu mă crede nimeni. De ce spuneți că nu mă crede nimeni? Păi mai bine vorbesc imaginile, interacțiunile oamenilor cu primarul actual. Eu n-am avut interacțiuni cu cetățenii în care să fiu tratat în felul ăla. Pe dumneavoastră cetățenii vă tratează altfel? Mă tratează cu respect, cu speranță și cu încredere. Lucru care chiar mă motivează să merg înainte. E un lucru bun ăsta. Nu cred că aș fi în stare vreodată ca să înșel. În mod cert. O să vedeți în programul meu ceva surprinzător. Ceva ce nu și-a asumat nimeni până acum. O să vedeți atunci în programul de campanie. Dacă nu ne puteți spune... Păi să lăsăm. Da, vrei să spun? Îți spun, da. Chiar aș vrea. Dacă nu-mi îndeplinesc obiectivele în proporție de 70% cel puțin, și 70% mi se pare puțin, da, hai să spunem așa, îmi dau demisia. Fără nicio discuție. Nu pot continua dacă sunt incompetent. Las pe altul. Este simplu. Societatea trebuie să progreseze și să meargă înainte cu oameni competenți. Sunt convins că nu o să ajungă în situația de a nu realiza 70% din ce mi-am propus, dar asta este asigurarea mea pentru oamenii care mă vor vota.